Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Acum apar noi detalii în cazul în care artistul este cercetat de către oamenii legii, iar culița ar putea avea probleme serioase. Organele acreditate au cerut ca alcoolemia care a fost înregistrată în seara respectivă în urma probelor prelevate să fie recalculată. Polițiștii din Cluj au cerut Institutului de Medicină Legală să verifice încă o dată care era alcoolemia reală a lui Culiță Sterp din seara impactului. Astfel, ultimele rezultate au arătat că alcoolemia artistului era peste limita unei fapte penale. Mai exact 0,89 grame în litru alcool pur în sânge, față de 0,71 grame în litru alcool pur cât s-a descoperit inițial. Probele biologice au fost prelevate la o oră de la producerea accidentului. În acel moment, Culița a scăpat la limită de probleme mai serioase. Totuși, legea prevede ca în cazul în care există suspiciuni asupra neclarității rezultatelor, operațiunea de aflare a nivelului alcoolemiei poate fi refăcută. Organele acreditate au luat decizia de a recalcula valoarea alcoolemiei din proba de sânge prelevată de la Culiță Sterp la cererea jurnaliștilor de la Observator. Acum, o nouă infracțiune a fost adăugată la dosarul penal al cântărețului, notează publicația citată. Momentan, artistul se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, astfel că nu poate să părăsească țara. De asemenea, vedeta a fost sancționat și contravențional, dar a rămas și fără permis pentru 3 luni. În funcție de cum va evolua ancheta, Culița ar putea pierde dreptul de a mai conduce vreodată un vehicul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.